Occidentul are un suflet sud-est european. Dunărea de jos. Aș zice că sud-estul european își găsește o expresie excepțională în spațiul Dunării de jos românesc. Sud-estul Europei, aș zice, că se regăsește aici ca într-un fel de rezervație. Cum sunt pieile roșii până America, băgate pe niște... niște incinte, niște țarcuri. E, Brăila la Galați conservă excepțional spiritul Bizanțului vechi. De asta se vorbește. Excepțional, nu? Spiritul bizantin se regăsește Brăila la Galați și se mai regăsește undeva în Europa, la fel de, aproape la fel de bine, la Veneția. Deci Veneția și Brăila la Galați conservă din, poate cel mai mult, ca într-un într-o capsulă. Care fosile vii, da? Care sunt enclave de veche civilizație păstrată aproape intact. Și vrei la Galați. Deci trebuie să exclamăm Excelsior, nu? Da. Da. Din păcate el rămân neexploatat. Sau, mă rog, până acum. Deși, uite, trebuie să fim strate, atenți cu acest rezervor. Că avem ce... Strate l-a exploatat și se miră de ce s-au mirat toată elita românească. Dacă s-ar fi mirat, încă ar fi fost excepțional. Dar s-a mirat rău. L-au urât, l-au blasfemiat pe bietul Panait Istrati, da. L-au pus la zid. De ce? Pentru că el a știut, nu știu dacă a știut, dar cu certitudine a simțit și el fiind a simțit că este un învins și s-a și spovedit, nu? Nu, asta. El a simțit că poate să fie el însuși.